Ieri dimineață, în apropierea localității Hinova, a avut loc un accident grav rutier între două autoturisme, care a necesitat intervenția de urgență a trei echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Drobeta Turnul Severin. Accidentul s-a soldat cu 5 victime, dintre care două persoane au fost prinse în fiarele contorsionate ale vehiculelor. Salvatorii au ajuns rapid la locul incidentului, unde au constatat că cei doi șoferi implicați erau în imposibilitatea de a se autoevacua din vehiculele grav avariate. Pompierii au intervenit prompt, utilizând echipamentele specializate pentru descarcerare și au reușit să extragă victimele în stare de conștiență și cooperante. Acestea au fost predate imediat echipelor medicale SAJ pentru evaluare și transport la spital. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnul Severin a intervenit pe drumul național 56A la un accident rutier. Am intervenit cu un auto special de lucru cu apă și spumă, o descarcerare, un zmur și 10 subofițeri. Ajuns la fața locului, am constatat că în accident erau implicate două autoturisme și 5 persoane, dintre care două încarcerate. Persoanele au fost extrase, predate serviciului județean de ambulanță, transportate la UPU Drobeta Turnul Severin de către SAJ și SMURD. În accident au fost implicate și alte 3 persoane care, deși conștiente și cooperante, au necesitat și ele îngrijiri medicale. Toate cele 5 victime au fost transportate la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnul Severin, unde au primit îngrijiri suplimentare. Pe lângă operațiunile de salvare, pompierii militari au asigurat măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul accidentului, prevenind astfel orice pericol suplimentar. Acest incident subliniază importanța echipajelor de intervenție rapidă și a echipajelor adecvate pentru situații de urgență. Din fericire, datorită eforturilor coordonate ale pompierilor și echipajelor medicale, toate victimele au fost salvate și transportate în siguranță la spital pentru tratament. Ancheta pentru determinarea cauzelor exacte ale accidentului este în desfășurare.